O explozie a avut loc într-o casă din comuna argeșeană Moșoaia. Incidentul s-a produs din cauza unei sobe. În urma incidentului, un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a produs o deflagrație, astfel că bărbatul a fost rănit, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul membrelor superioare, la nivelul feței, dar și a căilor aeriene. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital de către echipajul SMOR de terapie intensivă. Din primele informații, se pare că acesta a încercat să facă focul la sobă folosind motorină. Tânărul era singur acasă. Pacientul este în stare stabilă, este echilibrat, are ușoară arsură căilor aeriene, nu avea cum să fie altfel la o explozie de placără, are arsuri de gradul 2 ale feței și are regiuni anterioare toracice și mâinilor. V-a povestit ce i s-a întâmplat? Da, a băgat peste placăra de acolo, a aruncat motorină și vaporii de motorină care au făcut explozie. Dar cum e de motorină și... Vedeți când a dat, nu știu ce, când o ținea cu chibritul, atunci a venit pe față. Nu e, cine știe ce probleme. Dar el mai dăduse și altă dată? Adică păi da, așa face și focul. Și nu s-a întâmplat nimic? Nu, păi nu fac și eu, dă-mă moarte că sunt bătrână și eu. Și tot așa faceți? Păi da, dar eu o fac cu cenușe, pui cu lingura așa, nu știu cum mă ține, n-am fost acasă. Se folosește pe aici motorină ca să aprindeți focul. Depinde, cum îi taie capul, pe fiecare. Nu e periculos? Foarte periculos. Și motorină, și benzina, toate. Focul se face cu lemne, nu cu motorină. Un alt incendiu violent a avut loc lângă Institutul de Proiectări, acolo unde o baracă a fost cuprinsă de flăcări. Se pare că femeia a încercat să-și prepare un ceai folosind o butelie. Momentan, nu se știe cauza care a dus la producerea incendiului. La fața locului ne-am deplasat cu o aută specială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMOR. Incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Echipajul SMOR a acordat îngrijiri medicale unei persoane de sex feminin de 69 de ani care prezenta atac de panică și arsuri minore la nivelul fetei și membrelor superioare. Aceasta a refuzat transportul la spital. Polițiștii vor face în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea exploziei.